să te lăs mai în jos, ai drop-ul mai bun, să te rezezi mai bine. Mă las mai în jos? Da, da. Vrei să mergem pe turnul ăsta sau mergem la casele astea? Bă, nu știu, la turn. Cel puțin nu mă duc la turn. Ok, hai că mă duc la casa asta de jos de aici. Bă, băiți, nu uitați să băgăți și fără un buton de like să facem acolo 500 de like-uri, dacă facem 500 de like-uri și mă gândeie totală. Ce te-o? Dacă vrei, dacă. Că e nu-l fără de sus. Am găsit. Eu nu știu cum mama mă se tragă cu acau aici, care are un ecor de te piși pe el. Trebuie să dai tap-uri. Așa se duc glonțele, strâmbă. Că dacă ți-a apăsat, nu, nu se duc bine. O să mă observă și eu. Bă, băi, vă repet de 2000 de ori. Mă scuzați pentru papagal, dar până am ce să-i fac. Bine, ne trebuie materiale. Hai aici, că aici le faci foarte ușor. Da? Bine, da. Eu nu sunt prea familiarizat cu fănetul, pentru că nu mă joc cine știe ce, dar... Eu mă joc mai mult Counter. Am văzut. Aveți că aici de obicei se mai spawnează niște boți care au aim-ul destul de bun și trebuie să-i batem rapid dacă... Da, dacă vrei să-i batem. Bă, dar un M4 nu-mi dă și mie. What the fuck, e restaurat aici? Dacă nu mai fost pe aici. Cred că pe aici o să fie player. Vedem. Cine te-a susținut cel mai mult pentru ceea ce faci? Abonații și eu singur, adică eu m-am motivat mereu să continui, pentru că oamenii în general sunt răi și ar face tot posibilul să te denigreze, să nu mai existi pe platformele online și nu ar trebui niciodată să asculti ce zic, ceea ce spun haterii, pentru că sunt decât niște oameni care n-au ce face și probabil sunt frustrați din anumite motive și vin la tine pe live sau la tine pe episoade să se descarce emoțional și e o emoție negativă. Deci m-am motivat singur să fac ce fac și cu ajutorul unor abonați. Foarte, foarte fain. Dar fi așa la toată lumea. Păi, așa era toată lumea, doar că trebuie să știi să gestionezi unele chestii. Că dacă nu știi să le gestionezi, dacă pui tot la suflet, o să te lași de YouTube în maxim o lună de zile. Cât de greu a fost să-ți strângi comunitatea? Foarte greu, având în vedere că eu zic ceea ce gândesc și nu mai fi costă să zic, oamenii din România, oamenii, bine, românii care stau pe YouTube nu prea vor să vadă un om cu dizabilități pe YouTube, adică nu vor să vadă ceva, ei vor să vadă un om normal, ceva să... Nu știu cum să zic, să ne inspire o putere, o forță, o catrincă. Ei, eu nu am catrincile astea pentru că astea le-am văzut din viață. Și eu dacă nu am umplat prea mult cu unii oameni să fiu așa mai șmecher, nu știu să fac școala vieții. Și asta m-a dovândat. Și mie și canalul de aici. Asta sunt player. Ai grijă, fac. Nu poate. Nu știu, n-am met. Am eu met. Uite, vezi. Vezi că vine. Da, dracu. Asta mai dau mână.
Dar de la ce vârstă ai început tu să te joci jocuri și cum te-ai apucat de chestia și de Fortnite? De Counter m-am apucat la 7 ani. Țin minte că jucam unul la sase. Da, jucam unul sase. Dar le jucam cu coduri, pentru că eram mic și nu mă ducea capul. Și ziceam că dacă folosesc coduri, sunt cel mai tare și că căcatul ăsta. Nu, acum eu nu mă supăr cu tații. De ce te-ai jucat un joc cu coduri? Pana mea așa. Na, de la 7 ani mă joc. Tu de la ce vârstă să te joci? Counter, când am început prima oară, aveam 5 ani și ăla a fost și primul meu joc pe care l-am jucat. Acum câți ani ai? Acum am 15 ani, acum 10 ani am început prima oară, am jucat CS 1.6. Aha. Eu mă jucam pe servere, că am avut un verișor care m-a învățat să joc pe servere cu zombie și cu nebunii. Pe zombie, da, mereu mi-au plăcut serverele de zombie, mereu. Da. Bă, sunt foarte faine, mă. Sunt faine rău. Da, și cu jetpack-ul. Era foarte fain. Auzi, dar la școală, mereu m-am întrebat, la școală pe tine te judecau și profesorii? Pentru că aveai dizabilități. A, unii da, unii nu. Dar am reușit să trec peste pentru că am fost mai inteligent decât ei. Nu toți profesorii sunt buni. Alții sunt vete ca furor, dar alții, în schimb, sunt foarte buni. Se înțeleg copilul indiferent de ce a suferit el. Nu știu, mi se pare foarte fain pentru că unii copii nu pot să treacă peste asemenea chestii. Păi, unii copii nu pot să dea copii să pisoasă, dar ce nu au acei părinți care să-i asculte mereu. Probabil sunt niște părinți, nu știu cum să zic, foarte insistenți, foarte stricți cu copiii lor și lăsă copilul cine e să nu vorbească cu ei. Păi știi că dacă chiar dacă au dreptate, părinții nu ascultă. Dar în cazul meu, părinții m-au ascultat. Și am mereu visit să trec așa peste. Datorită părinților. Asta e foarte bine așa. Și datorită mie că am avut un mental puternic. Mamă, eu mă bat aici cu băieții ăștia ta. Bă, dar nu mai acaut, mă, pe aici o băgăm aici. Miere de acaut să-mi bag. Am așa, am găsit. Ai player? Bătut. Bravo. Eu am omorât 3 și era să mă bat cu echipierul ăla, dar am fugit. Nu, 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 nu. 50? Mă da reboot pe aia până. Vezi că s-a dat aici reboot. Ai grijă. Da, eu am găsit. Am găsit. Ce ai? Mort. Hai mă, cum ai, e on aici. Deci alt cred că e după Venom Machine. Bă, 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 aici, dă-i, bravo, mă. Nu mai am mețuri. Da? Am. Bine. 50? Mort? Spune că... Bă, dar tu furi, chiar nu să mor eu. Ne furi. Opa. Am crezut că mai văd unul, dar n-am văzut.
uite aici și vă aici, la mine. A, ter. Bă, da. Scuze. Mamă, frate. N-am pus să fac nimic de tine. Hai să-ți mai pun o întrebare așa. Mă, fac. Mă! Scuze, nu stau. Regreți vreun videoclip pe care l-ai făcut? Bă, nu cred. Nu. Nu. E bine așa. Adică tot ce am făcut vreodată pe canalul ăsta, mă, a fost gândit și după aia pus. 27, 27? Dar eu n-am sniper sau ceva. Fuck. Treizeci cu cap. Ăla din stânga. Vezi că ăla zboară cu jetpack-ul. A, ce crezi, bă, că e în stânga, Andreas? Crec, crec. Mamă, vezi că unul e foarte alb, îi dai un hit, e... S-a mort. Mort. Și al lui a plecat. Vezi că e pe tine. În spatele tău, în spatele tău. Mamă, ce vrea aici? Oh, bine, boss, bine! Nu, băga mea aici. Bă, deci dacă scap de aici, am câștigat meciul. Ajută-mă. Stai că mai veni unul la mine. Hai că încerc. Nu. Hai repede! Nu! Ia pe pe ora și dă regură cu el. Uite, ia și miniuri. Hai să-ți găsim ție arme. Mai sunt 20 de secunde. Da. Dar ce părere ai tu de oamenii care zic că tu doar te prefaci pe YouTube? De faza cu vizualitate. Nu știu. Că știu că pe mulți am prins chiar și eu. Păi trebuie să fii inconștient să spui asta, pentru că uite, am făcut un vlog și cu Andy Popescu și are 1.100.000 de vizualizări. Crezi că reușeam să mă prefac sau chestiile astea când am filmat cu anumit youtuber? Crezi că reușeam să mă prefac mereu? Adică, bă, adică nici dacă ai încercat, n-ai reușit așa de bine. Dar de ce m-aș preface? Adică sunt mulți care îmi zic că o să văd pe te preface ca să-ți doaneze lumea. Da-i zic-o. Că... N-aș face asta niciodată. Ei, sunt pur și simplu incompetenți. N-au... Da. N-au IQ. Probabil își dau seama, dar tot nu vreau să recunosc că văd pur și simplu decât să rădă de această persoană. Fac ăștia noi, unde? A, de la spate. Cred că avem per la spate. Mort? Cap. Bine. Asta 10? La lui? Mamă, dar strâmb se duc luanțele. Mort. Bravo. Dacă ajunge să iau, eu știu doar la... Păi, mă, că nu început zona. Am început zona. Poți să iei pe toate de pe aici. Să rămpă asta. Construiește tu, că eu nu pot. Pe asta din față? Nu știu, dar construiește tu, că eu nu pot. Tu construiești. Da, nu știu, uite că sunt player în față, dar mai sunt. What the fuck, să nu mai player în față. Nu mai în față sunt?
Sunt unii fix în păi, de acolo. Asta o construim din casa asta să ne ducem în dreapta. Materiale. În dreapta? Da. Hai prin casă. Păi, ca să mergem cu zona odată, că nu reușim pe acolo. Ah, ok, hai. Eu zic să o pui perete în dreapta, gen, și să mergem pe un curoare. Acolo. Păi oricum nu prea avem. Ah, vin încă. Așa te referi? Sau așa, da. What? Stai să-ți dau materialele mele. Nu mi le-a dat pe toate, că o să ai și tu nevoie. Păi eu nu am ce face cu ele. Ok, merci. Tu ai ce construiesc acolo. Păi eu nu pot să construiesc. Oricum, eu nu prea avem unde altundeva să ne ducem. Uite, hai de aici, în față. Hai să ne facem un bază în sus, ceva, nu știu, zic și eu. Să ne facem bază în sus? Cred că da, păi ar fi cea mai tare idee, că... Hai, vin încă. Uite, cred că cam atât ar fi ok. N-ai văzut frutul la mici, bă, că așa urcă până... Unde? Pe, în dreapta, hai grijă. E după pietrele alea. Ăla de-i dădui 110. Uite-l. Mi-am dat 33. Cât? 33 am dat. Bravo. 110 din săritură. Ai grijă, stai jos. Nu te merge, dar rigi meciul. O să mari. Păi da, dar o să ne trage la bază și o să murim. Bun, că nu ne trage la bază, că avem din piatră și oricum nu murim pentru că nu suntem destul de sus. Păi te fii atent. Păi zic eu când să sari pe ăsta din spate, da? Da. Cum adică cu dobro și sar? Da, uite, te duci direct în el. Da. Hai. Mort unul? Hai. Și vii aici, unde sunt eu. Sări. Așa. Vino lângă mine, așa. Așa, bun. Așa. Bun, perfect. Hai, pă, vino aici. Au, bă, da, cu ăsta, bă. Nu. Hai pe aici. Că după vine e pe noi. Dacă ai plâns de loc, bă. Ia rup, te rup, te o rup. Dă-i de ea, bro. Da, o. Hai că vin. Dă-i că e rupt. Mort? Mamă, mor al lui. Bravo. Nu, fac, s-au dus ceagurile cu apa. Fac. Trebuie să le prind. De unde strugi, mă? Nu știu. Cred că de sus. Stai că mă duc pe el. Da, e fix sus. Hai să ne facem un box aici. Bine că am construit tu, că eu eram paretă, adică nu... Uite pe așa conectat. Dar nu-i se pus răhiterele. Oricum dacă vine apropiat, am și să-l cam și le dau cu el în cap. Faza e că eu nu prea mai am așa multe mețuri, mai am materiale multe. Mai ai ceva de heal? Mai am un medkit. Îmi poți da ce mi-a? Da, iar. Stai, nu te mai pune acolo. Bă, murim, să mor! Uite, vin încă. Materiale mai ai? Nu, mai am niciunul.
Aolo. Fii atent. Vino încă. Mamă, direct. Mamă. Mă duc direct pe ăsta. El dădui jos? Ba nu. Îmi dau 48. 48. Mort? Am făcut imet? Bravo. Mamă, sunt full, sunt full. Hai că e bine. Bă, 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 e jos, e jos, bravo. Hai, hai, tu că poți. L-am omorât pe unul. Nu știu unde se bagă ăsta. Bă, dar ce șubulan e ăsta. Bro, what? Aha, am murit și ăla. Da, ce-am spus. Nu-i stă la care îmi place la lui ăla. Nu, fac. Dă-i mus cu câteva. Bine, mă, băiatre, mă! Bă, băiți, cam s-a fost episodul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați de like, să vă atingeți 100 de... Da, a fost... Hai, pa!